Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi prieteni, capitolul 22 este din nou unul din capitolele însemnate ale Bibliei. Din nou simt nevoia să spun că orice capitol este important, dar în ceea ce privește înțelegerea noastră, unele au un efect mai mare decât altele. Acest capitol este unul care ne prezintă o anticipare a ceea ce avea să se petreacă cu Domnul Isus pe dealul Golgotei. Așa cum poate bănuiți, acesta este capitolul în care Avram este gata să-l aducă pe Isaac ca jerfă. De asemenea, este capitolul în care Dumnezeu vorbește pentru cea de-a șaptea, dar și ultima oară cu Avram. Este, cred eu, și semnalul că Avram a ajuns acolo unde Dumnezeu dorea să-l aducă. Cred că o lecție de care avem parte aici este cea legată de modul în care privește Dumnezeu sacrificiile sau jerfele umane. El ne arată că nu este de acord cu acele practici păgâne care sacrificau oameni, în special copii, pentru a place zeilor lor. Dumnezeu, prin intervenția pe care o are în ceea ce îl privește pe Isac, arată că nu este de acord cu așa ceva. Un alt lucru pe care îl înțelegem din acest capitol este cel legat de necesitatea unei jerfe pentru păcatele noastre. În mod normal, fiecare om ar trebui să moară pentru păcatele lui. Cel care a luat asupra lui toate păcatele noastre este Domnul Isus Hristos. El ne-a izbăvit în acest fel de moarte. El a fost mielul de sacrificiu. Cred că prin conținutul lui acest capitol se compară cu Psalmul 22 sau capitolul 53 din Cartea Profetului Isaia, capitole care descriu crucea Domnului Isus. Cred că este interesantă observația pe care o face Iacov, observație care pare în contradicție cu o alta făcută de Pavel. Iată ce spune Iacov mai întâi. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jerfă pe altar? Iată ce spune Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 4. Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu, căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Poate că suntem ispitiți să dăm dreptate unuia și să-l acuzăm pe celălalt. Dacă mă întrebați cine are dreptate, eu vă voi răspunde că amândoi. Mai întâi, ambii vorbesc despre același lucru, despre credință. Iacov vorbește despre faptele credinței, nu despre faptele legii. Pavel vorbește despre neprihănirea înaintea lui Dumnezeu și pentru aceasta folosește citatul din Geneza, capitolul 15. Acela a fost momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Avram afară din țara unde era. Ascultarea lui Avram a fost considerată de Dumnezeu un act de neprihănire. Era de fapt dovada credinței lui Avram în Dumnezeu. Avram a ieșuat de multe ori după aceea, și probabil vecinii lui nu considerau că el era neprihănit. Dar, atunci când a venit vremea, Avram a demonstrat o profundă încredere în Dumnezeu și a ascultat ceea ce i-a cerut Dumnezeu. Deci, ce îi cere Dumnezeu lui Avram? Să citim primele două versete ale capitolului 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu la ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Mai întâi observați că Dumnezeu testează pe Avram testarea, încercarea nu este același lucru cu ispitirea. Iacov în epistola sa explică foarte bine acest lucru. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Deci Dumnezeu nu li spitește pe Avram ce este vorba de o încercare. Acesta este contextul în care Dumnezeu îi cere ceva foarte specific lui Avram. Despre ce este vorba? Chiar după acest capitol ne se spune că Sara avea 127 de ani când a murit. Acum, dacă facem un mic calcul, având în vedere că vârsta Sarei era de 90 de ani când s-a născut Isaac, și știind că avea 127 când a murit, am putea spune că avem un interval de 37 de ani aici. Așadar, Isaac nu era tocmai un copilaș atunci când Avram voia să-l aducă ca jerfă. Eu cred că avea în jur de 30 de ani în acel moment. Denotat este că Dumnezeu prelungește puțin agonia lui Avram. Dumnezeu îi spune lui Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești. Eu cred că motivul pentru care Dumnezeu face acest lucru este acela de a ne oferi nouă oamenilor o imagine a ceea ce va trăi El Dumnezeu atunci când Domnul Isus va fi adus ca jertfă pentru păcatele noastre. Să nu uităm că Domnul Isus are poziția de fiu în cadrul Trinității. Apoi Domnul Isus este numit de Dumnezeu singurul fiu născut, iar Domnul Isus a spus că Tatăl îl iubește. Deci nu este vorba de o cruzime din partea lui Dumnezeu, ci este doar vorba despre o imagine pe care Dumnezeu vrea să ne-o prezinte. Dumnezeu îi spune lui Avram să-l ducă pe Isaac pe muntele Moria. Părerea generală este aceea că acest munte nu poate fi altul decât muntele pe care, cu câteva sute de ani mai târziu, va fi construit primul templu, apoi va fi crucificat Domnul Isus. De fapt, dealul Golgotei și dealul pe care este construit templul fac parte din același masiv muntos. Actualmente există o stradă care trece prin mijlocul celor două dealuri, dar este evident că făceau parte din aceeași culme muntoasă. Să nu mergem cu presupunerile prea departe și să spunem că este vorba doar de același loc în care Isaac a fost pus pe altar și Domnul Isus a fost pus pe o cruce. Cred însă că este vorba totuși de același masiv muntos. Isaac trebuia adus ca o ardere de tot înaintea Domnului. Aceasta era jerfa care de obicei era adusă de oameni înaintea lui Dumnezeu, aceasta înainte de apariția legii mozaice. Abia apoi apare jerfa pentru păcat. În această situație, arderea de tot vorbește despre Domnul Isus, despre persoana Lui. Acum, din punct de vedere moral, aduce jerfe umane era clar un păcat. Probabil că dacă ne-am fi întâlnit cu Avram în acea zi și am fi pus această întrebare, cu siguranță ne-ar fi răspuns că este conștient de gravitatea acestui act. Chiar dacă filistenii aduceau jerfe umane zeului lor Moloch, acesta era un lucru rău, era un păcat. Dar pe de altă parte, el se încredea în Dumnezeu și ne-ar fi spus Am umblat cu Dumnezeu mai mult de 50 de ani și nu s-a întâmplat vreodată să fiu dezamăgit. Sunt convins că nici de această dată nu voi fi. De aceea voi asculta ceea ce îmi spune el, cu toate că este împotriva ceea ce știu, dar știu că el știe mai bine decât mine tot ceea ce se întâmplă. Poate că aceasta ar fi fost explicația lui Avram. Poate că el ar fi adăugat: Eu cred că Dumnezeu poate să-l învie pe Isaac din morți, pentru că el este statut puternicul. Uimitoare imagine, nu-i așa? Credința lui Avram este mult peste înțelegerea noastră. Să-l urmărim, însă, mai departe. Versetele 3 și 4. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Avram îl ia pe Isaac, ia lemnele, tot ce este necesar pentru jerfă și pleacă spre locul indicat de Dumnezeu. A fost nevoie de trei zile ca Avram să ajungă acolo. Aceea a fost ziua în care Isaac este din nou dat lui Avram ca în via din morți. O minunată imagine avem aici. Mai este nevoie să-și spun ce reprezintă această imagine. Și Avram a zis slugilor sale, Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Până la acest punct, asemenea oricărui prinț al deșertului, Avram a fost însoțit de slujitorii lui. De acum însă era o problemă între tată și fiu. Ceilalți sunt scoși în afara scenei. Pe mine unul mă uimește asemănarea cu jertfa Domnului Isus. Nu este nevoie să forțez lucrurile pentru a observa aceasta. Atunci când Domnul Isus era sus pe cruce, la un moment dat se așterne întunericul peste întreg pământul. Oamenii erau scoși în afara scenei. Păcatele erau pe umerii fiului. De acum era o problemă între tată și fiu. Este aceeași imagine aici. Doar Avram și Isaac urcă pe munte. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram a zis, Tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de miel pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Chiar și în ceea ce privește lemnul pe care Isaac îl duce în spate, asemănarea este izbitoare. Domnul Isus trebuie să-și ducă crucea sus pe Golgota. La întrebarea lui Isaac cu privire la mielul de jerfă, Avram mărturisește încă o dată încrederea lui în Dumnezeu. În versetul 13, Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu trimisese într-adevăr un berbece care se prinsese cu coarnele în desiș. Cred că aici este punctul în care se face diferențierea între jerfirea Domnului Isus și cea a lui Isaac. Așa cum am mai spus, Dumnezeu n-a trimis un miel pentru jerfă. Mereu m-am întrebat de ce nu a trimis un miel. Ar fi fost la fel de simplu pentru Dumnezeu ca așa cum a trimis berbecul să trimită un miel. Dumnezeu vrea însă să ne ofere o altă lecție. Mielul nu va fi trimis decât peste câteva secole, atunci când Domnul Isus va fi jerfit pe Golgota. Ioan Botezătorul este cel care marchează clar acest lucru, prezentându-l pe Domnul Isus ca fiind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci, Avram vorbește profetic când spune că Dumnezeu va purta de grijă. Acum însă, el este gata să aducă jerfa pe care Dumnezeu i-o cere, chiar dacă nu înțelege exact ce se petrece. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Avram îl leagă pe Isaac și pentru că Isaac era destul de matur pentru a se opune, Cred că Isaac era un copil ascultător. Nu se opune cu nimic la ceea ce tatăl lui face. Avem din nou un exemplu la ceea ce a făcut Domnul Isus pe Golgota, pentru că și el se duce pe cruce de bună voie, ca semn al ascultării și supunerii față de Dumnezeu. Observați cât de intens este probată credința lui Avram. Ajunge la momentul critic și parcă așteaptă intervenția lui Dumnezeu care să pună un punct acestei acțiuni. Dar Dumnezeu lasă să continue. Cred că este una dintre cele mai mari crize din viața lui Avram. Dumnezeu a trecut pe Avram prin câteva asemenea momente în care sufletul lui a fost puternic încercat. Din toate acestea, Avram a ieșit schimbat, îmbogățit. Mai întâi, Dumnezeu îl cheamă să lase familia lui Nur din Caldea. Trebuia să părăsească toată familia lui acolo. Este începutul și Avram nu împlinește în întregime planul lui Dumnezeu. Îl ia cu el pe lot, nepotul lui. Avram îl iubea pe nepotul său, dar în cele din urmă trebuie să se desparte. Următorul test este legat de lot. Avram luptă pentru a-l salva pe lot când acesta este dus rob. Mai apoi vine testul primului său fiu, cel făcut cu agar. Poate vă duceți aminte că Avram strigă la Dumnezeu ca el să-l binecuvânteze pe Ismael. Îl iubea pe Ismael și nu voia să se despartă de el. Acum, când în cele din urmă l-are pe fiul cel promis, Dumnezeu îi cere un lucru cu totul neobișnuit, să-l jerfească. Avram este de acum un om matur, unul care a trecut prin multe crize în viață și care are nenumărate experiențe cu Dumnezeu. Iacov scrie că Avram a fost considerat neprihănit prin faptele sale când l-a adus pe Isaac ca jerfă. Dar, numai puțină răbdare, l-a sacrificat Avram pe Isaac? Spune Biblia că Avram l-a străpuns pe Isaac cu cuțitul? Nu, nici de cum. Pentru că Dumnezeu a intervenit într-adevăr. Avrame! Avrame! Iată m-a răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Acesta este punctul la care dorea Dumnezeu să-l aducă pe Avram, ascultarea de plină. Dar mai înainte de acțiunile lui, a fost vorba de credința lui Avram care l-a dus la aceste acțiuni. Deci nu este vorba despre faptele lui Avram care aduc neprihănire, ci de credința lui. Dumnezeu îl probează pe Avram și Avram trece cu succes de acest test. Eu cred că orice persoană pe care Dumnezeu o cheamă Orice persoană pe care El o mântuiește, orice persoană pe care El o va folosi, Dumnezeu o va testa, o va încerca. Dumnezeu l-a testat pe Avram și sunt sigur că o va face cu oricine. Aceste teste la care Dumnezeu ne supune sunt menite să întărească credința noastră, să ne stabilizeze, să ne pregătească pentru slujire, pentru El. Avram este supus aici la testul suprem, și de acum încolo Dumnezeu nu va mai cere nimic de la Avram. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece, încurcat cu coarnele într-un tufiș, și Avram s-a dus de a luat berbecele și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Încă de la căderea omului în păcat, animalul adus ca jerfă a indicat venirea Domnului Isus, mielul de jerfă. Dumnezeu nu va îngădui nicio jerfă umană pentru că numai una singură putea să curețe întreaga omenire. Crucea a fost altarul unde mielul trimis de Dumnezeu avea să ridice păcatele omenirii. Cred că este foarte important să observăm acest lucru. Avram a pus locului acelui anumele, Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Avram pune acum un nume locului acesta. Mulți sunt cei care cred că acesta este locul unde Solomon a construit primul templu al lui Dumnezeu. Golgota, așa cum spuneam și la începutul întâlnirii noastre, este pe același masiv muntos și este locul unde Dumnezeu a purtat de grijă acestei omeniri, pentru că acolo l-a adus ca jerfă pe singurul lui fiu pentru păcatele noastre. Locul acesta este numit de Avram Jehovaire, adică locul unde Domnul poartă de grijă. Nu se putea pune un nume mai bun. Acolo a fost locul unde Dumnezeu a purtat grija întregii omeniri, oferindu-ne răscumpărarea pentru păcatele noastre ale tuturor. După ce acest mare test este trecut, Dumnezeu renoiește promisiunile făcute lui Avram. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis, Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume castelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Acum aș ridica o întrebare. Chiar a sacrificat Avram pe Isaac? Nu, no, n-a făcut-o. Numai că Dumnezeu a privit la inima lui Avram. Și în inima lui, Avram a fost gata să ducă gestul acesta până la capăt. Pentru Dumnezeu acesta a fost semnul împlinirii jerfei. Avram este declarat neprihănit prin jerfa pe care o aduce. Prin faptele lui, Avram a demonstrat că are credință. Prin acest incident, Dumnezeu indică, de fapt, că în cele din urmă va trebui să fie un om care să stea în spărtură. Un om care să fie izbăvitorul acestei lumi pierdute, răzvrătite împotriva lui Dumnezeu. Cred că lecția de care avem parte aici este una foarte importantă. Avram a fost convins că Dumnezeu va avea grijă de mielul pentru jerfă și, în cele din urmă, găsește berbecul pe care îl va jerfi. Dumnezeu va oferi, după 19 secole, în persoana Domnului Iisus Hristos, adevăratul miel de jertfă. Dumnezeu a oprit mâna lui Avram și n-a îngăduit să-l aducă pe Isaac ca pentru că ar fi fost un lucru rău. Dumnezeu îl cruță pe fiul lui Avram, dar nu îl cruță pe Domnul Isus, pe singurul lui fiu. Renoindu-și promisiunea, Dumnezeu îi spune lui Avram că va avea o sămânță care va fi ca nisipul de pe țărmul mării, ca stelele cerului, o sămânță care va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Oare despre ce sămânță vorbește Dumnezeu când îi promite lui Avram că toate neamurile acestui pământ vor fi binecuvântate în ea? Dacă citiți în Epistola către Galate, în capitolul 3, versetul 16, veți găsi o interpretare pe care ne -o oferă Apostolul Pavel. Iată ce spune el. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor lui, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una. Și seminței tale, care este Isus Hristos. Așadar, aceasta este interpretarea pe care însăși Biblia o dă cu privire la sămânța despre care vorbește Dumnezeu când se adresează lui Avram. Dacă ne întoarcem la versetul 8 din același capitol al epistolei către Galateni, Pavel spune următoarele. Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socotine prihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Când i-a predicat Dumnezeu Evanghelia lui Avram? Atunci când l-a chemat să-l aducă pe Isaac ca jerfă pe altar. Dumnezeu spune, în sămânța ta, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate. Iar acea sămânță este Domnul Hristos. Aceasta este Evanghelia care a fost dată lui Avram. Aș vrea acum să fac un comentariu cu privire la ceva ce de obicei este trecut cu vederea. Noi presupunem că Avram, Isaac, Iacov și, în general, toate personajele mai de seamă ale Vechiului Testament erau oameni de marcă, dar poate nu la fel de inteligenți cum sunt cei de astăzi, și fără să aibă cunoștințele de care dispunem noi astăzi. Chiar dacă știm să utilizăm calculatoare și chiar dacă avem bănci de date sofisticate, nu cred că știm mai mult despre Dumnezeu decât a știut Avram. Aș îndrăzni să spun că știm chiar mai puțin. Sunt sigur că Avram cunoștea mult mai mult despre venirea Domnului Isus și despre Evanghelie decât știm noi astăzi. De fapt, Domnul Isus însuși spune, Tatăl vostru Avram a săltat de bucurie care se vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Așadar, cred eu că Avram cunoștea mai mult decât credem noi despre Domnul Isus, chiar dacă el nu venise încă. Astăzi știm că Domnul Isus va veni după 1900 de ani după acel eveniment iar acolo pe Moria, Dumnezeu oferă o imagine completă a ceea ce se va întâmpla peste ani chiar în acel loc. Așa cum Isaac este izbăvit în cea de-a treia zi, Domnul Isus va fi înviat în cea de-a treia zi. Deci, în acest episod al jerfirii lui Isaac avem zugrăvit atât moartea cât și învierea Domnului Isus. Avram s-a întors la slugile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. După aceste lucruri, i s-a spus lui Avram, iată, Milca a născut și ea copiii fratelui tău Nahor. Acum, în încheierea capitolului, ne sunt oferite date despre fratele lui Avram Nahor. Nu ne vor fi date mai multe detalii cu privire la această linie, deși ea se va mai întâlni cu linia lui Avram, așa cum vom vedea puțin mai încolo. Ceea ce urmează în acest capitol sunt câteva nume din familia fratelui lui Avram. Eu aș dori însă să închei atrăgând din nou atenția asupra lecției de care am avut parte astăzi, prin intermediul acestui mare om al credinței care este Avram. Dincolo de ascultarea lui Avram, ascultare care trebuie să ne însuflețească, să ne încurajeze, să ne provoace, să ne inspire, ar trebui, cred eu, să notăm grija absolută pe care Dumnezeu o are cu privire la toate lucrurile. El are grijă de Avram, oprindu-l chiar la momentul oportun pentru a nu lua viața lui Isaac. El are grijă de berbecul necesar șerfei. Dar, mai mult, el are grijă de cea mai mare nevoie a omenirii, nevoia unui zbăvitor care vine în persoana Fiului Său, Domnul Iisus Hristos. Este o grijă venită din dragostea pe care El ne-o poartă fiecăruia dintre noi. Dragul meu prieten, această grijă te include și pe tine și de tine se îngrijește Dumnezeu, pentru că te iubește. Avram a răspuns cu ascultare, iar binecuvântarea a fost extraordinară. Nici a ta nu va fi mai mică, dar ascultă de Domnul, apropie-te de El, recunoaște-L pe El, ascultă-L încrezându-te în El și nu te va dezamăgi. Rămâneți cu har și pace! și nu sta împietrit Cuvântul său dacă îl vei asculta El te va ridica Negura în care trăiești zi de zi El o va risipi Te recunoști că mereu ai greșit Și că în minciună îngropat ai trăit recunoști fața sa, Domnul te va ierta Trecutul tău dat uitării va fi altul vei deveni Prietene, asculta lui Iisus chemare Și vei vedea, în orice lucru o schimba Că poate fi Am ajuns la finalul episodului de astăzi din studiul cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88 București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro.com. rdslink.ro itinerar public itinerar biblic itinerar biblic, itinerar biblic. Itinerar biblic.